Nemulțumiți de reforma din sistemul sanitar. După cum știm, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern privind reorganizarea instituției. Conform notei de fundamentare a proiectului, obiectivul restructurării organizatorice a unor componente din sistemul de sănătate, întărirea capacității administrative a Ministerului Sănătății. Potrivit proiectului, în subordinea Ministerului Sănătății vor funcționa 8 autorități regionale de sănătate publică, 8 servicii regionale de ambulanță, Agenția Națională de Programe de Sănătate, Agenția Națională de Infrastructură Sanitară, dispozitive medicale și achiziții centralizate și alte instituții publice care vor fi înființate prin hotărârea guvernului. Astfel, în proiect se precizează că direcțiile de sănătate publică județene se reorganizează în 8 autorități regionale de sănătate publică, servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică și în subordinea cărora vor funcționa 34 de oficii județene de sănătate publică și alte unități cu personalitate juridică conform prevederilor legale. De asemenea, serviciile județene de ambulanță, care funcționează tot în subordinea directă a Ministerului Sănătății, se reorganizează în 8 servicii regionale de ambulanță, structuri cu personalitate juridică și în subordinea cărora funcționează 33 de stații județene de ambulanță. Mai clar, Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat că direcțiile de sănătate publică județene, casele de asigurări de sănătate publică județene vor fi desființate, măsura urmând să aducă, în opinia lui, economii la buget. Datorită acestor afirmații făcute în ultima perioadă de Ministrul Sănătății, starea angajaților din aceste instituții este foarte tensionată. Drept urmare, astăzi, Sala Mare a Prefecturii Dâmbovița a găzduit ședința Comisiei de Dialog Social, condusă de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, în cadrul căreia s-au prezentat punctele de vedere ale partenerilor sociali, reprezentanților instituțiilor publice implicate și ale parlamentarilor dâmbovițeni cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea instituțiilor din sistemul sanitar. Directorii de la Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița, Centrul de Transfuzie Dâmbovița se declar nemulțumiți și alarmați de cele declarate de Ministrul Sănătății Eugen Nicolăescu, referitoare la desființarea acestor instituții. De exemplu, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, doctorul Silviu Gotea, a afirmat clar și răspicat că nu este adeptul acestui proces de reorganizare, dat fiind faptul că de-a lungul anilor, Ambulanța Dâmbovița a făcut eforturi mari pentru a ajunge la acest moment un serviciu județean de ambulanță conform standardelor europene. Ba mai mult, doctorul Silviu Gotea a spus că Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița este o instituție de interes național și strategic, care poate interveni cu tot echipamentul într-o situație de dezastru. La acest moment, Serviciul Județean de Ambulanță are un parc compus din 60 de autospeciale cu oameni competenți, iar toată dotarea este la parametrii europeni. Am reușit să devenim foarte competenți prin cursuri făcute în centrul universitar, dotările aparatura medicală sunt la parametrii europeni. Deci, dacă un lucru merge bine, de ce vrem să mergă prost? Această supercentralizare, deci noi aparținem de Prahova, suntem 6 județe, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călăraș și Ialomița, cu Prahova sunt 7 județe, cu fiecare serviciu de ambulanță județean are 7 substații, cel puțin. Deci, în regiune vor fi cel puțin 50 de substații. Cum va putea gestiona managerul general de la, din capitala regiunii aceste 50 de substații? Este foarte greu. Așa cum v-am spus, au fost prezenți și parlamentarii dâmbovițeni. O intervenție a avut și deputatul independent Ion Stan, care a solicitat tuturor parlamentarilor prezenți în sală ca la începutul săptămânii viitoare, la reuniunea grupului parlamentar, să se ceară retragerea din dezbatere publică acestui proiect de reorganizare a instituțiilor sanitare, care nu este decât un proiect cu viziuni destructive. Nu la grupurile parlamentare să cerem Guvernului, primului ministru, retragerea proiectului de lege din dezbaterea publică. Nu poți să vii cu un proiect de lege care chipurile ar fi vizionar atâta vreme cât el este neconstituțional. Vorbește de o reorganizare a sistemului de sănătate în raport
de o chestiune virtuală. Constituția României n-a fost modificată. Și după intervenția de ieri a președintelui României, ați văzut ce a spus, că va folosi arma pe care o are astăzi, redutabilă, în procesul de revizuire a Constituției, care se numește Curtea Constituțională. De aceea, simt prima problemă pe care trebuie să o ridicăm noi, în grupurile parlamentare, retragerea de urgență a proiectului de lege, din dezbaterea publică, pentru că acest proiect de lege, cu viziuni destructive, nu are nimic de a face cu problemele reale cu care se confruntă sistemul de sănătate. Propunerea deputatului Ion Stan a fost supusă la vot de către senatorul Sorin Roșcastănescu, iar toată sala a fost de acord. Ba mai mult, a adus și aplauze. A lansat o propunere care pare șocantă, dar mi se pare importantă. Dânsul spune că ar fi bine ca în grupurile parlamentare luni, când ne întâlnim, să cerem să fie retras acest proiect. Și a prezentat o serie de argumente care stau în picioare. Dacă și dumneavoastră credeți acest lucru, v-aș ruga să-mi dați un mandat prin ridicare de mână. Vă mulțumesc. Deci acum avem în spate competența și decizia dumneavoastră atunci când o să cerem ceea ce avem de cerut. Vă mulțumesc. Vă rog.